O oră. Da? Timp o oră, că vă e foame după aceea și nu mai puteți lucra. Planeta noastră? În ce clasă ești? A treia. Și cum te numești? Diagona Dina. Vrei să le transmiți ceva colegilor tăi cu ocazia acestei zile? Un mesaj? Nu vreau să spun. Orice dorești tu. Fie foarte fericiți, chiar dacă nu am participat și ei, și le urez multă sănătate în continuare. La școală? Numărul 3. Numărul 3, școala 3. Cum te numești? Radolina Teodora. Știi ce zi este astăzi, da? Da. Ia spune. Ziua Europei. Așa, un mesaj pentru copiii de vârsta ta, Ziua Europei. Ce le-ai transmis? Sănătate și bucurie. Și doamnelor învățătoare? Tot sănătatea și o bucurie. Și să fie mai bune. Da. Bună ziua, copii! Bună ziua! Vă rog să-mi permiteți ca să vă felicit pentru faptul că ați acceptat invitația Consiliului Județean Vrancea, a președintelui Marianu Crișan, a noastră, a tuturor celor care suntem interesați de Europa. Vreau ca prin voi să transmit și părinților voștri, și profesorilor și educatorilor voștri toată dragostea noastră, tot respectul pentru munca lor și să-i asigurăm de faptul că întotdeauna vor găsi noi oameni care să-i prețuiască și să-i iubească. Vreau încă o dată să vă felicit și acum am să vă înmânez diplome. Cine este de acord să spună un pic mai tare ca să știu? Da! Foarte bine. Deci prima dată vreau să o invit pe Stoica Andreea, dacă este aici. Andreea, te felicit, îți doresc mult succes. Mulțumesc. Și te felicit pentru felul în care ai desenat astăzi. Mult succes! Mulțumesc. O zi frumoasă îți doresc în continuare. Andreea Rață este aici? Andreea, vine la tine. Îți doresc succes. Desenul tău cu Te iubesc Europa a fost unul foarte frumos. Andreea,
Și dați-mi voie să vă aplaud și eu la rândul meu, dar vă invit să vă aplaudați și voi între voi.